Opera Națională Română din Iași anunță premiera spectacolului Giselle. Balet în două acte, muzica de Adolphe Charles Adam, libretul de Jules-Henri Vernois de Saint-Georges și Théophile Gautier, coreografia clasică rusă adaptată de Mihail Motovilov. Reprezentațiile vor avea loc pe 13 și 16 martie 2013, de la ora 18:30 în Sala Mare a Teatrului Național din Iași. Ambele spectacole sunt considerate premieră, deoarece pe scenă vor evolua distribuții diferite. La conferința de presă, organizată de către Opera Națională Română din Iași, managerul, doamna Beatrice Rancea, i-a prezentat pe toți cei care au făcut posibile aceste premiere la Iași. După mai bine de 10 ani, colectivul de balet al Operei Naționale aduce în atenția publicului una dintre cele mai frumoase partituri ale baletului clasic și, de ce nu, una dintre cele mai complicate partituri ale baletului clasic, care reprezintă un etalon pentru toate operele din lume. Acesta este motivul pentru care, pentru pregătirea acestui spectacol, am apelat la un maestru de balet care a venit direct de la Leningrad. Este vorba de maestru Mihail Motovilov. Noi nu putem ca la Bolșoi Teatr, unde este 300 persoane angajate, aici angajate 30 de persoane. Atunci coreografia a rămas care a fost de la prima zi, care este și la Moscova, și la Paris, și la Londra, așa, și la București, da. Dar avem o mică diferență la relații, la... Veniți și să vedeți, dacă aveți cunoașteți. O dramaturgie cât mai completă și pentru a ajunge la chintesența unui balet clasic și la expresivitatea lui maximală, nu se poate decât cu orchestră. Banda e un lucru foarte tehnic și foarte lipsit de viață. Tocmai asta o să fie lucrul extraordinar pe care publicul Ieșan în sfârșit o să-l vadă. Comunicarea dintre fosa scenă și nu ca și operă, ci ca și balet. Acest spectacol de Giselle este un reviriment al operei ieșene. De ce? Pentru că se manifestă după o perioadă foarte lungă de absență, iar un spectacol de balet cu operă este un lucru care se regăsește doar la teatrele mari, teatrele importante, teatrele care au o companie de balet permanentă. Spuneau colegii de dinainte că cel puțin 100 de membri. Aici la Iași această companie este în creștere și nu atât numărul, cât valoarea, calitatea membrilor ei va fi apreciată la acest spectacol. Două distribuții la fel de bine pregătite, doi dirijori extraordinari, maestru Adrian Morar și maestru Gabi Bebeșelea, o orchestră care sună impecabil și un colectiv de balet care încearcă să se ridice la cele mai înalte cotații din punct de vedere tehnic și artistic. Maestru de balet a venit acum exact o lună, special pentru a pregăti acest spectacol. Este unul dintre puținii maestri de balet care vin direct de la Leningrad. Nu știu dacă dânsul v-a spus, dar a fost coleg de promoție cu unul dintre cei mai mari balerini din lume. Este vorba de Mihail Barășnikov. Au fost colegi și au împărțit scena. Și nu numai scena, toată experiența pe care poate să o aducă școala de balet de la Leningrad, care este una dintre cele mai importante instituții care pregătește balerinii din lume. Așadar, Opera Națională Română din Iași îi așteaptă pe ieșeni în zilele de 13 și 16 martie 2013
la ceea ce cu certitudine va fi o revelație artistică, spectacolul de balet Giselle.